În această dimineață, în jurul orei 5, ora României, bibliotecarul din Petroșani, Avram Iancu, a pornit într-o nouă aventură, cea a dublei traversări în not a canalului Mânecii. Hai, Avram! Hai, Avram! Avram, te vrem după 36 de ore învingător! A pornit! A pornit! Yeah, perfect. Thank you. Ceasul este 2:50. În România 4:50, aproape 5 dimineața. Vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că ne urmăriți. Vă vom transmite update-uri pe parcursul întregii zile. Și să sperăm că vom veni doar cu vești bune. Hunedoreanul vrea să marcheze astfel, indiferent de rezultat, locul în care s-a consacrat ca notător în ape libere în urmă cu 10 ani. Dar, în același timp, dedică acest efort inuman, în exclusivitate, marelui său înaintaș Avram Iancu, eroul național al românilor, de la cărui naștere se împlinesc 200 de ani. Trăiască Duhul Iancu! Trăiască moțul între moți, câmpia libertății spune, că și Avram Iancu suntem toți, că și Avram Iancu suntem toți. Hai, trăiască România! Enjoy yourself! Succes! Hai, Avram! Hai, Avram! Ok, I can jump? Yes, yeah. Go! Yes, go! Yeah, great! See you later! În încercarea sa de a traversa dus-întors canalul Mânecii, hunedoreanul este însoțit de o embarcațiune de escortă, în care sunt, pe lângă membrii echipei sale și doi observatori oficiali din partea organizatorilor, pentru a monitoriza acțiunea și pentru a înainta documentația necesară ratificării notului. După câteva ore, după răsăritul soarelui, temerarul hunedorean a fost însoțit în aventura sa și de câțiva delfini. Au apărut delfinii! Wow. He must be over here then. Uite-l, uite-l! Și o pasăre, un pescăruș. Delfin! Provocarea este estimată la circa 36 de ore de not continuu, 18 ore pe fiecare sens. Vorbim de înaltă performanță. 2500 de oameni au trecut odată și doar 37 de oameni au reușit dubla traversare a canalului Mânecii, dar niciun român. Acțiunea lui Avram Iancu este urmărită de aproape 60.000 de persoane pe rețelele de socializare.